Salut! V-am promis ceva frumos. Ea este Bianca. Blanca. Blanca. Ea este Blanca. Și tu pe cine e acolo, Georgia? Eu l-am pe Zu. Care bună mai are un pic și adorme. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Ana Maria Becar, proprietară de Canisă și omul care ne bucură în fiecare an de Ziua Internațională a Animalelor. Bună dimineața! Pentru că ne aduce aceste pufoșeni, măi! Ei, căscățilă, ce faci, mă? Eu sunt obișnuită cumva să-mi adorm în brațe de turele trecute, da, când ai venit la noi. Dar pe ei nu i-am cunoscut până acum. Nu. Sunt puiuți? Nu sunt puiuți. De fapt, Zu împlinește un an și este băiatul lui Kiko. Că pe Kiko îl știi. Așa. Bibi are 6 anișori. Oho. Data trecută nu a venit pentru că era la un show. Iar Blanca are 1 an și jumătate. Și m-a cucerit. Da, cred că ne-ai dat așa, după sufletul fiecăruia. Da. Zu este somnoros așa ca mine și liniștit. Și Blanca e mai... agitată un pic. Așa, un pic, seamănă cu Vali. Să știi că, după cum vezi, și pe ea va urma să o ia somnul. Cum de așa faci, Blanca? De liniștiți? Pomeranianul este cățelușul de buzunar, gen, sau de geantă. Din acest motiv, atâta timp cât ei se simt iubiți și se simt safe, stau foarte liniștiți, îi poți lua după tine oriunde, în geantă, în mașină, nu au niciun fel de problemă. Deci stau nemișcați. Vezi tu, eu asta mi-am dorit când l-am adoptat pe Pato. În schimb, am primit un câine pe baterii. Exact opusul a ceea ce am cerut. Dar cine știe, poate că o să așa o diferență între ei, că Pato e mărișor și un mini zoo ar fi... Ei având dimensiuni foarte mici și o greutate foarte mică și energia și o consumă destul de repede. Și atunci aleargă puțin. Somn. Așa faceți, mă? Văd că ai un trofeu acolo. Da, avem... De asta ați fost ocupate. Da, am fost foarte ocupați în perioada aceasta. Chiar și weekendul viitor avem cățeluși prezenți la show-uri. Aici sunt câteva din premiile obținute de ei. Avem campion România, avem campion Republica Moldova, avem campion Basarabia, avem cei mai frumoși ai rasei, cele mai frumoase femele, deci am fost un pic ocupați. Este efectiv un bebeluș, Zu, n-ai cum să-l ții. Avem un bebeluș. Eu sunt obită în momentul ăsta. Ce face Ceapo? Ceapo este acasă. Nu a vrut să vină astăzi. L-a întrebat și a zis nu, îi las pe ei. Mi s-a părut un pic frig afară. La Georgia, acolo nu. Vali nu știe. Ceapo este suricata Anei Marie. Am avut și eu suricata în platou, dar ai lipsit atunci. Vom reveni și cu Ceapo. Eram curioasă că nu-l mai văzusem, cred că de un an. Anul trecut, da, vremea fix, asta. Fix un an avem de când nu a mai fost Ceapo aici. Eu sunt curios cum se întreține părul lor. Pare destul de pretențios. Oarecum da. Trebuie spălați, bineînțeles, cu un șampon special. Pieptănați foarte bine, tunși, practic ajustați decât la lăbuțe, la urechiușe și poate foarte puțin vârfurile. Dar cel mai mult contează pieptănatul, care trebuie să fie cât se poate de frecvent. Bănuiesc că fetița ta este în al 9-lea cer în momentul da, ăsta. Da, ambele fetițe. Ambele fetițe. Da. Știu că am văzut la tine pe pagina de Instagram un filmuleț de la tine de acasă cu toți acești pufoși alergând. Da. Deodată. Se întâmplă destul de des ca să se alerge cu fetele, să se joace cu ele, ei fiind destul de energici în momentul în care vor să se joace, atunci fetele mele nu se plictisesc niciodată. Au prieteni de joacă. Nici nu cred că mănâncă mult. Mai să rămâi un pic surprinsă. Știi că mănâncă, își iau câte o bobiță, o plimbă prin casă, se mai duc, mai au încă o bobiță și tot așa. Blanca a rămas cu limba scoasă. Urmează și Zu în curând. Ia să te puși pe tine așa cum stă Blanca. Ia. Ia, uite-i, mă. Da, cumva am reușit să luăm eu băiatul și el fetița. Da. Deci sunt fantastici, n-ai cum, te topești efectiv. Uite ce țepi, uite ce țepi are al tău. Da, ce freză e electrizat, are. Păi și eu sunt la fel. Dimineața când mă piaptă în iris, tot așa sunt și eu. Vă potrivi și la culorile părului. Deci n-ai cum, noi cumva suntem descentrați din punct de vedere al atenției în momentul ăsta. Mai poți să faci ceva în casă cât timp îi ai pe ei acolo?
Doamne, n-aș mai putea stau decât cu ei, non-stop. Să știi că încerc. Ideea e că în momentul în care ajung acasă, nu pot efectiv să intru în casă, pentru că mă simt din momentul în care parcăm mașina și ne așteaptă toți în fața ușii. Și când am intrat, sar. Fiecare vrea să-i acorzi atenție. Se supără dacă îi acorzi atenție mai multă unuia și mai puțină celuilalt. Câți aveți voi? În momentul de față avem 30 de adulți și acasă 10 puiuți. Doamne! Îți poți imagina că am cumpărat un hol plin de pomeranieni care te așteaptă să vin? Puiuții, să știi că îi ținem în țarcuri, nu îi ținem în casă, pentru că fiind foarte mici de dimensiune, există posibilitatea să se rănească. Ei se pot răni chiar dacă urcă o treaptă și nu reușesc să o coboare și alunecă, atunci se pot răni. Imaginează-ți că așa arată adulții. Puiuții sunt foarte mici. Nici nu vreau să-mi imaginez cât de pufoși și de drăguți sunt puiuții. În momentul în care cineva își dorește să aibă un astfel de companion și apelează la canisa ta, care sunt condițiile sub care un puiuț ar putea să plece de la tine? Ce ar trebui să facă stăpânul? Ce condiții ar trebui să îndeplinească-ți convinsă că nu îi dai așa cu una? Da, bineînțeles. În primul rând, trebuie să avem o discuție în care să explicăm ce presupune îngrijirea unui pomeranian și să fie de acord că va putea să aibă grijă. Pentru că sunt niște cățeluși care, ca să arate așa, necesită o anumită îngrijire. Totodată, nu sunt foarte recomandați copiilor care nu știu să se comporte cu animalele de companie. Pentru că, uite-te, dacă îl strângi pe Zoo, cum și pe Bibi de altfel, se ajung degetele exact. Să se întâlnească. Deci imaginează-ți că nu suportă sub nicio formă o satura lui să fie trântit sau chestii de genul. Tragi plus că sunt, da, sunt destul de sensibili, nu știu, și când sunt periați, practic, sunt sensibili. Și atunci, da, din acest motiv trebuie foarte bine gândit în momentul în care alegi să-ți iei un cățeluș atât de mic de dimensiuni. Știu că foarte mulți oameni își aleg cățeii și în funcție de statură, pentru că se spune că cei mai mici trăiesc cel mai mult. Să știi că are legătură și cu modul de îngrijire, cu viața pe care o duce, cât și cu fiecare rasă în parte. De exemplu, media lor de vârstă este între 12 și 16 ani, deși există pomeranieni care au trăit și 23 de ani. Oh, wow! Da, contează foarte mult alimentația și tot timpul să fii preventiv cu eventualele probleme pe care le pot avea ei, care țin de dentiție, de stomac, de blăniță. Și atunci, cu cât îl îngrijești mai bine, cu atât îți trăiește mai mult. Îți amintești prima oară când ai mângâiat un pomeranian? Cum a fost pentru tine senzația și cum ai ajuns să te îndrăgostești iremediabil de ei? Știi, eu făcând parte la început din acea categorie care practic a vrut să-și cumpere un pomeranian din România și a fost o păcăleală, pentru că noi prima dată am cumpărat-o pe Amo, care Amo este, neavând pedigree, de fapt este un metiș, pentru că nu putem să-i știm rasa. Dar seamănă cu un Kleinspitz. Bineînțeles că ne-a fost vândută ca și pomeranian, iar deziluzia a apărut în momentul în care am văzut că pomeranianul nostru la 3 luni și un pic avea deja 4 kg. Și atunci nu prea mai semăna. Să nu-ți mai zic că am luat-o orange, iar după prima băiță s-a făcut albă, pentru că a fost vopsită. A fost vopsită? Deci era un șpiț natural. Un șpiț vopsit. Wow! Și atunci, dorind un pomeranian neapărat, noi o avem pe Amo în continuare și poate chiar odată vom veni cu ea la voi să facem exact diferența între un șpiț și un pomeranian, atunci am ales varianta să plecăm în afara țării să ne cumpărăm un pomeranian, pentru că în România nu mai aveam încredere. Iar în momentul în care l-am văzut pe cel care trebuia să-l cumpăr, n-am putut să plec doar cu el și am plecat cu doi. Mi se pare normal. Ai ales fetiță și băiat? Da, fetiță și băiețel. Erau frățiori? Nu erau frățiori, motiv pentru care i-am și ales, pentru că în momentul în care l-am văzut pe Kiko, da, Kiko pentru că primul? Kiko este primul pomeranian, în momentul în care l-am văzut pe el, mi-am dat seama că îmi va fi foarte greu să-i găsesc pereche. Așa e. Nu mai văzut niciodată unul ca el. Să mai dai rateu și să încerci tot în România să-i găsești pereche. Nu. Ai procedat foarte înțelept. În ce an a început aventura ta cu pomeranii? În anul 2016. Oho, deci 6 ani de iubire da, maximă? Da, da. Ai putea să numeri câți puiuți ți-au
ți-au umplut casa de bucurie până acum, cred că depășește ordinul Mulți. Sufletelor. Da. Gândește-te că din momentul în care am înființat Canisa, actele Canisei a durat ceva timp și până atunci am avut cuiburi, dar din momentul în care am înființat Canisa până la ora actuală, am ajuns la cuibul cu litera Z. Fiind cuiburile în ordine alfabetică. Deci am avut ceva puiuți. Și acum fiind la litera Z, cum se procedează? O luați la capăt? Da, vom începe din nou alfabetul. A 1. Foarte, foarte interesant. Cred că e și o responsabilitate și o bucurie în aceeași măsură. Da, când sunt foarte mici, când abia se nasc, este o responsabilitate destul de mare, pentru că îngrijirea lor necesită o temperatură destul de ridicată, care să fie constantă. Necesită hrănirea lor constantă. Dacă cumva se întâmplă ca mămica să nu aibă lapte, atunci trebuie hrăniți artificial. Hrănirea artificială este destul de greoaie, pentru că fiind foarte mici există posibilitatea să aspire lichid în plămâni, lăptic. Și atunci toate chestiile astea îți ocupă ceva timp și trebuie să ai ceva îndemânare să poți faci lucrul acesta. Cât de mic e un biberon de bebeluș de pomeranian? Să știi că nu putem să dăm cu biberonul pentru că sunt prea mari pentru ei și atunci optăm pentru varianta de siringă de insulină. Wow! Și un mililitru durează câteva zeci de minute să-l dăm, pentru că dăm câte o picătură, așteptăm să o înghită, apoi din nou o picătură și tot așa. Wow. Iar lucrul acesta trebuie făcut la început din două în două ore. Există o alimentație specifică pentru ei? Da, eu recomand numai bobițe, da? Deci numai mâncarea uscată. Și la bobițe, niște bobițe care să fie super premium și în general cu conținut de pește, care conține omega-3, omega-6, care este foarte bună pentru dezvoltarea lor. Și bănuiesc că și pentru blăniță. În exact, da, da, da. Cum îți împarți timpul? Având în vedere că ai atât de multe mini sufletele în casă, le-ai pe cele două fetițe și da, ai și un business. Da, și businessul. Să știi că, în general, cu ei, dimineața, înainte să plec la servici, și seara când mă întorc, fetițele, primul lucru, se culcă și apoi ei. Crezi că viața ta ar putea să mai fie altfel din momentul ăsta? Ai putea vreodată să renunți la pomeranieni? Nu. Mi-ar fi imposibil. N-aș mai renunța eu după câteva minute aici. Deci, crede-mă, plec vara, plec în concediu, dar plec câte 3 zile. 3 zile mă întorc, mai plec 3 zile, mai mult nu pot, pentru că pur și simplu stau cu grija lor, da. Ai vreun cățeluș de care te-ai atașat iremediabil, în afară de Kiko, fiind da, primul? Care Zu, care este la tine în brațe. De ce? El a fost un exemplar extra mic. A subt de la 3 mămici, pentru că mămica lui adevărat a rămas fără lăptic, bineînțeles, el fiind foarte mic, a trebuit să continue să pape lăptic. Și atunci, după ce a subt de la 3 mămici, am urmat eu să-i dau să mănânce lăptic. Timp de 2 luni de zile, din 2 în 2 ore, am avut grijă de el și m-am atașat de el extraordinar de mult. Se ninge pe mână, mă. Da, da, este băiatul lui. Da. Aș chiar nu sare departe de trunchi absolut deloc. E foarte iubitor, n-ai cum să nu... El a fost crescut, să zic așa, exact ca un copil. Fetițele tale te lasă, când vine cineva să-și aleagă un pomeranian, te lasă cu sufletul deschis? Sau nu, și ele au preferatul lor. Și întotdeauna și din puiuți mai oprim. De exemplu, ultimul puiuț oprit este o fetiță pe care o cheamă Evi, ca pe fetița mea cea mică, pentru că s-a născut fix de ziua ei. Deci, când Evi a făcut 1 an, s-a născut cățelușa Evi. Și atunci, bineînțeles că pe am oprit-o. Uite, mai am o curiozitate. Pe ei scoți la plimbare? Să știi că îi scot, dar nu foarte des. Este destul de greu să ies cu toți, îți dai seama. Dar, în schimb, noi stând la curte, le-am amenajat un țarc unde au posibilitatea să iasă, să se plimbe, să alerge, să iau o gură de aer. Dar să știi că nu sunt încântat să stau foarte mult afară. Da, bunean că nu preferă, mai ales pe... Ies un pic, cercetează, poate își fac nevoile, iar apoi înapoi în casă. Frigul nu le place, nici căldura foarte mare nu le place, așa că...
deci sunt ideal pentru casă, da. Pentru apartament. Pentru apartament, cred că sunt de vis. Da, pentru apartament sunt cățeluși ideali. Își fac nevoile la cuvăraș absorbant, sunt cu minți, deci nu... Siguranță nu cred că ar ține nimeni în curte un pomeranian. Dai seama că nu ai... Da, ar fi culmea. Ai vrea oricum să dorm cu el în fiecare seară, să stea cu tine la televizor? Uite, de exemplu, Kiko. Kiko, nu am cum să dorm fără el, pentru că dacă nu-i deschid ușa la dormitor, încă el latră și plânge toată noaptea efectiv. Deci nu doarme o secundă. Dragodel, e clar că fiind primul, s-a și obișnuit cu toată atenția ta, da, de la început, da, și lui, da, a fost, cred, cel mai greu să împartă cu ceilalți. Să știi, culmea, cel mai greu i-a fost lui Amos, pițului, pentru că ea a fost prima, de prima, fapt, și a fost prima. Singură. Și apoi, dintr-o dată, s-a umplut casa de mulți, au venit și fetițele și a fost un pic depresivă în perioada aceea. Chiar, să zic așa, a avut gânduri negre asupra lui Kiko. Încerca să-l arunce de la etaj cu, wow, botul. Da, da. O, Doamne. Wow. Îl împingea efectiv când nu vedeam noi ca să... Să scape de el, exact, practic, și să, da, rămână, da, înapoi doar ea. Da. Acum cred că și-a dat și ea seama că nu mai poate să mai facă absolut nimic, că s-au mulți pomeranieni și este în minoritate. Dar să știi că ea oricum a rămas șefa casei, adică ea latră prima, apoi latră și ei. Cred că a dezvoltat și ea un instinct matern față de toți puiuții la, da, un moment dat. Da. Să știi că iubește toți puiuții, se duce, îi miroase, îi pupă. Ea n-a avut puiuți niciodată, pentru că, în primul rând, că nu e, fiind un câine fără pedigree, nu este nici legal să fie înmulțit. Și nu avem, pur și simplu, neștiind istoria ei din spate și arborele genealogic, nu era cazul să o înmulțim. Și atunci, totuși, ea este dornică de a fi mămică și are grijă și de puiuții pomeranienilor. Ce drăguț! I-a adoptat, mi se pare, practic. Exact, da. O casă plină de iubire și de fericire la voi. Și te admir pentru faptul că îți faci atât de mult timp pentru ei și că, la rândul tău, oferi bucurie altor oameni care își doresc, iată, pomeranien veritabil și îi ferești cumva să nu treacă prin ce ai trecut tu inițial. Da, contează, să știi, contează foarte mult, în primul rând, că ceea ce îți dorești să fie, ceea ce îți dorești, dar mai contează și sănătatea lor. Întotdeauna recomand ca în momentul în care vrei să cumperi un câine, nu contează rasa, să te adresezi unei canise înregistrate la Federația Canină Internațională, de unde să poți să ai controlul puiuțului pe care îl cumperi. Și totodată, dacă nu vrei să cumperi un puiuț cu pedigree, atunci alege varianta să adopți. Este cea mai corectă și cea mai sigură. Într-adevăr, uite, eu am adoptat, ți-am zis, mi-am dorit un câine liniștit cu care să dorm noaptea, n-a fost cazul, dar vreodată, dacă ar fi să cumpăr un cățel, aș cumpăra un pomeranian. Mi se par cei mai drăguți și cred că îți deservesc acea nevoie primară de iubire, de afecțiune. Așa este. Nu cred că există câine mai iubitor și mai atât. Să știi că până nu ai unul, nu știu, câteodată poate ți se par anumite vorbe că sună neadevărat, dar eu, ca și crescător de pomeranieni și iubitor de pomeranieni, pot spune că sunt mai mult decât un animăluș, un cățeluș. Sunt mai mult ca niște copii care, practic, te înțeleg din priviri și înțeleg ce vor să, ce vrei tu ca ei să facă. Îți mulțumim tare mult că astăzi ne-ai bucurat și pe noi și că ai împărțit o mică bucățică, trei bucățele de fapt, bucurie. De bucurie. Și acum o să le spunem celor de acasă, pupici, papași, și cu siguranță stai, ne mai vedem amândoi. Cu ei. Ai trezit-o. Dormea. Ne bucurăm tare mult, Ana Maria, că ne-ai vizitat. Pupici de la cățeluși, dacă vă doriți și voi unul, contactați-o pe Ana Maria, pentru că sigur veți primi un bulgăraș de iubire. Și să ne revedem cu bine, să ai o săptămână minunată în continuare. Și voi la fel și cu siguranță ne vom revedea. Pupici cu sclipici. Vă pupăm. Acum mergem într-o zonă care nu o să ne placă deloc, nici mie, nici lui Zu. E un film horror. E un film horror la care voi n-aveți voie să vă uitați, dar cei de acasă poate că sunt interesați. Cred că vor adormi până le arătăm noi telespectatorilor. Cel mai bine, ar fi cel mai corect. What is it you like to talk about? My patient. Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat. I'm seeing something no one else can see except for me.
It's smiling at me. No! Oh my God! Box office-ul nord-american a fost escaladat rapid de filmul de groază Smile. Weekendul trecut acesta a generat încasări de peste 22 de milioane de dolari. Filmul, produs de Paramount Pictures, regizat de Parker Finn, are în prim plan o tânără terapeută care este bântuită de halucinații. Toate acestea se petrec în urma unei sinucideri ce a avut loc chiar sub ochii săi la spital. Acțiunea o poartă mai apoi printr-o serie de provocări ce o aruncă la limita dintre viață și moarte, toate acestea în timp ce singura persoană ce îi înțelegea problema era fostul ei iubit. Pelicula a detronat thrillerul Don't Worry Darling și a trimis pe locul al treilea filmul The Woman King. I'm just really scared that something bad is going to happen. Wow, ce trecere abruptă de la Pomeranie. Oh, drăguț, da. La un film horror. Găsim oare o cale de mijloc între cele două? A fost foarte, foarte, foarte abrupt. Nu știu. E o propastie mult prea mare între cei Pomeranie drăguț și filmul horror. Uriașă, într-adevăr. Dar tregem puțin busuiocul. Și sperăm... Zi ce sperăm. Hai, zi. Să nu fie horror și anul universitar, exact, pentru studenți. Exact, asta ne dorim, pentru că au fost foarte multe schimbări în ultima perioadă. Și știm că și din punct de vedere energetic există câteva probleme care îi afectează și pe studenți. Așa că stăm de vorbă în această dimineață cu Ciprian Constantin Zanfir. Este președintele Uniunii Naționale a Studenților din România. Îi spunem pe această cale bună dimineața. Bună dimineața. Bună diminețile. Bună diminețile, da, bineînțeles. Îți mulțumim că ești alături de noi. Ai văzut și tu ce s-a întâmplat mai devreme cu căței. Oricând, o plăcere. Și ne-am dorit multă bucurie și pentru voi în acest nou an universitar. Fratele meu este anul 2 la Facultatea de Filozofie și am urat un an minunat, sper să am gura urită, deși cred că vă confruntați deja cu câteva semnale de alarmă, nu-i așa? Dacă începem să vorbim direct de probleme, se pare că vocea mea, din vocea mea reiese începutul anului universitar, adică colegii mei au început direct cu petreceri și atunci au început cu țipăt, cu muzică, cu muzică populară, etc. Și o să încerc să... E foarte bine, așa trebuie să înceapă fiecare an universitar, sunt total, da, de acord. Exact, exact. Adică, îmi dau seama, după 2 ani de pandemie, cred că energia în acest moment este un lucru mărunt. Faptul că am revenit la comunicare, am revenit la ideea de grup. Nu mai e singur în camera ta, în biroul tău și stai cu tastatura de vorbă. Acum stai cu oameni. Și atunci, cred că ăsta e primul lucru bun. Începem cu cele bune, pe urmă, ajungem și la cele rele. Ceea ce m-a surprins aseară foarte mult, că a fost, începutul anului universitar și aseară s-au strâns mulți, mulți. Vorbiți de regie în acest moment, pentru că acolo am fost aseară și am văzut. Nu pot să vă spun câți oameni erau. Mulți pe metru pătrat. Nu mai exista nimic la magazin. Nu suc, nu apă, nimic. Absolut nimic. Era, cum să spun, ceea ce am trăit eu în anul întâi, adică acum mulți ani. Marea eliberare. Da, exact, adică a fost... Deci că au scăpat. Cum scapă... Nu vreau să-i jignesc animalele de la zoo, dar la fel. Deci când au ajuns, s-a terminat. Adică aseară am văzut un gram de sclipire. Am văzut, bă, uite că se poate. Mă așteptam, am avut o perioadă în care mă gândeam, chiar dacă începeam anul universitar, să nu fie reticenți. Să nu aibă hibe, să nu... Să simtă constrânși de colegii pe care nu i-au văzut, cei de anul 2, anul 3, care nu prea au apucat să comunice. Însă, nu este așa. Și mă bucur. Deci ăsta e lucru cel mai important. Că despre energie, din păcate, da, e trist. Ajungem și aici. Ajungem și aici. Sunt și lucruri negative, desigur. Prețurile vor crește. Încă nu au crescut peste tot, asta vă pot spune. Cred că creșterea cea mai mare în țară este de 25% la câteva universități. Însă în București prețurile sunt oarecum, au rămas. Dar cred că începând cu 1 ianuarie vor crește. Și vor crește pentru că nici universitățile nu-și mai permit
Adică toate fondurile pe care probabil le aveau pentru nu creșterea asta bruscă, le-a băgat acum, astfel încât să rămână plafonul același, dar din ianuarie încolo cred că va fi haos. Îmi amintesc că în povestea tata, el a terminat prima facultate politehnică și a stat în regie, bineînțeles, și povestea pe vremea răposatului că stătea cu pături pe el și învăța de la 8 dimineața, dormea un somn de prânz și pe aia se trezea tot în frig și tot în frig învăța mai departe. Nu seamănă atât de mult poveștile cu asta, ce clar o să vi se întâmple vouă. Da, nu cred. Dar 18-20 de grade Celsius în cameră mi se pare... Nu știu ce să zic. Acum, na. Știu că voi veți găsi modalități să vă încălziți sufletele, ca să zic așa, pornind de la începutul discuției. Ne luăm în brațe, însă cred că va fi ok. Pentru că în niciun an, adică na, am fost câțiva ani în facultate, am stat câțiva ani mai mulți în cămin și în niciun an nu s-a întâmplat lucruri nasoale. Da, a fost o zi. A fost o zi în care n-ai avut căldură, au fost două în care n-ai avut apă caldă. Total de acord, dar pentru o perioadă mai mare nu a existat. Și cât despre grade, 18-20 de grade, nu știu ce să zic de adevărat. Este pentru că... Vorbești din perspectiva bărbatului, nouă fetelor ne e mai frig decât vă e vouă, îți garantez. Atunci trebuie să găsiți un bărbat. Exact. O sursă de încălzire. O sursă de încălzire. Dacă nu înseamnă că avem sufletul mai cald, trebuie să găsiți o sursă de încălzire care să nu consume electricitate, că s-a scumpit exact sau gaz. Înțeles. Ah, ok, exact. Să hrănim cu iubire. Ok, am înțeles. Exact, exact. Dar am înțeles că se vor scumpi și cazările la cămine, într-o oarecare măsură. Păi, dacă se scumpește... Mă rog, energia deja s-a scumpit, dar plata la cămin încă nu s-a scumpit. Sau na, s-a scumpit, dar nu foarte, foarte mult în unele părți. Însă din ianuarie, eu sper să nu fie adevărat ceea ce spun acum, dar se vor scumpi. Pentru că, na, apar... Au și costuri mai mari, evident, cu... Exact, exact, exact. Dar să vedem, poate doamna ministru care chiar aseară... A depus jurământul. Exact. Poate va face ceva și va crește subvenția cămine cantine cu 50% și atunci plafonul pe calculele noastre va rămâne tot pe acolo. Adică ar fi super, super ok. Da, să vedem. Cămine cantine, doamne, mi-aduc aminte, eu eram la litere, noi mergeam la facultate la drept, că era o cantină celebră acolo. Cea mai bună cantină. Eu am învățat 4 ani la drept, m-am bucurat de cantină aia cu tot sufletul. Toată lumea fuge acolo. Da, da, acum avem și noi în regie, în laud și o universitate. Am făcut și noi o cantină la universitate, în campus, în regie, care este imensă, nu știu cum să vă zic, imensă. Nici că e o sală de aia de nunți. Și voi sunteți mulți. Da, foarte corect. Serios, serios, deci este imensă și ține deschis până la ora 20, adică... Bun. Deja am depășit Prag. Primul student termină mai târziu cursuri. Clar, și... asta a fost și motivația noastră, zic, sunt studenți la master sau chiar licență care au ore până la 18, poate chiar și până la 20, dar acum încercăm să testăm lucrurile, poate totuși ajungem la ora 21 să-i prindă și pe cei care pleacă la 8 fără 10 de la facultate. Da. Asta e o veste foarte, foarte bună și cumva cred că tot dinspre voi va veni soluția la un moment dat, având în vedere că păi, cu asta păi deștepți la poli, s-ar putea să faceți chiar voi niște panouri fotovoltaice. Niște calcule, niște lucruri. Da, suntem. Și aia să fie considerată practica aferentă facultății și în felul ăsta câștigă toată lumea. Ar fi ceva. Ar fi ce idee bună. Mie vin foarte multe idei pentru alții, nu pentru mine. V-am mai zis treaba asta. De ce nu poate chiar fonduri europene pentru facultăți, pentru panouri fotovoltaice, pentru cămine, pentru că s-ar putea să fie necesar să punem puțin numărul la treabă. Așa sau încolo ne îndreptăm, fie că vrem, fie că nu vrem. Adică începem să nu mai tindem lucrurile neapărat de noi. Trebuie să muncim cu toții spre aceeași direcție, spre aceeași inclinație, că altfel va fi greu mai târziu. Sperăm ca statul să suporte cât mai mult din cheltuielile care vor veni în perioada următoare, ca să vă puteți bucura de cât mai multe seri ca așa de aseară, fără mari griji financiare. Nu vă vedeți prin ședințe în care să dezbateți alte probleme decât n-a mai rămas nimic la magazin. Ce facem? Clar, na, asta este și... Na, a fost prima zi. Probabil că așa vă fi primele 3 luni, spun eu. Na, am fost anul întâi și știu cum funcționează lucrurile.
Dar după, când se vor da și ei pe brază, când o să vadă că nu tot e despre ei. La prima sesiune. Exact, la prima sesiune, când o să vadă cât de ușor este și că este mult mai ușor decât un bac sau orice au dat ei, atunci o să înțeleagă, băi, nu prea merge și pe semestru 2 oarecum se vor pune mai mult pe picioare și vor înțelege că trebuie să și învățăm. Hai, ne distrăm, toată lumea face asta. Dar aveți nevoie, jur că aveți nevoie și v-am compătimit teribil. Am zis ce bine că am terminat în 2019, ce bine că n-am prins anii ăștia urâți. Pentru că mi se pare cel mai crunt lucru să fii student și să n-ai cum să te distrezi. Sunt cei mai frumoși ani ai tinereții și mă bucur pentru voi că vă distrați. Vă doresc cât mai multă distracție, să uitați de griji și de belele și de orice lucru rău care ne-ar putea înconjura. Să găsiți tot timpul luminița de la capătul tunelului, zâmbetul pe buze și să aveți un an universitar cel mai cel mai. Cel mai cel mai. Paharul sus, colegii mei cu siguranță vă-l face. Cei de anul, eu garantez pentru ei. Pentru cei de anul întâi pot garanta. Pentru că i-am văzut. Și ce ai, sunt încredere în ei. E vibe-ul ăla pozitiv care, sau pe care îl vezi încă de la început. Băi, așa eram și Mulțumim Ciprian, mult că ne-ai trecut pragul și că ne-ai adus aceste informații cu zâmbetul pe buze. Ne-ai dat mai multă încredere și vă dorim în continuare să aveți un an universitar minunat. Mulțumim și noi mult de tot și dragi colegi de anul întâi, distrați-vă, dar și învățați în același timp, pentru că e cel mai important lucru și pentru asta ați venit în primul rând la facultate și o să-mi dați voi dreptate puțin mai târziu cât adevăr am spus prin aceste lucruri. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim și noi încă o dată. Cum și să nu înveți, cum să nu te distrezi, dar să și înveți când ai un astfel de președinte care îți spune așa, cu zâmbet pe buze și mecherește și până la urmă, da, așa e, o să-i dați dreptate. Te trezești în prima sesiune că nu poți acumula atât de multă informație. O să fie greu, da, o să fie însă, greu. Tot informație puteți acumula în câteva minuțele de știri. Ești foarte serios, ești foarte serios. Da, hai să aflăm câteva știri. Ediția a doua simpozionului internațional de sculptură monumentală, găzduit de orașul Voluntari, a ajuns la final. Până la sfârșitul lunii septembrie, cei 7 sculptori consacrați au realizat 7 lucrări de artă cu caracter religios, care vor aduce un plus de valoare orașului Voluntari. Prezența elementului religios în viața de zi cu zi este necesară nu numai la nivel de individ, ci și pentru societate în ansamblul ei. Pe lângă estetica monumentală diversă aleasă, aceștia și-au dorit ca mesajul transmis și poveștile din spatele monumentelor să ajungă direct la sufletele oamenilor. Mai mult, festivitatea de încheiere a început cu o slujbă religioasă, iar lucrările de artă au fost sfințite de către reprezentanți ai bisericilor din Voluntari. Poporul român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Mai apoi, în semn de patriotism, imnul României a răsunat la stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. Drept răsplată pentru toată munca depusă, Laurențiu Mogoșanu, Dumitru Verdianu, Valentin Vârtosu, Nicolae Ovidiu Popa, Eugen Barzu, Vlad Len, Babcinețchi și Dumitru Ioan Șerban au fost și premiați pentru toată munca depusă. Pentru organizarea acestui simpozion, unul dintre sculptori și-a exprimat recunoștința în numele tuturor. Vă mulțumesc tuturor, acelora care ați făcut în așa fel încât acest demers să fie posibil. Dragilor mei colegi, aș îngenunchea în fața dumneavoastră. Direcția de Cultură și Sport din cadrul primăriei orașului Voluntari a organizat acest eveniment grandios după succesul repurtat la prima ediție. Operele de artă create atunci s-au bucurat de aprecierea voluntărenilor. Cei 7 artiști specializați în realizarea de sculptură monumentală din România, Republica Moldova și Italia au fost încântați de implicarea primăriei orașului în promovarea artei. Încât spuse cu voce tare: vreau și eu să învăț să pictez, împrumutăm și mie o pensulă.
Un zdrențăros ca tine vrea să ajungă pictor? Du-te de aici, pictura nu e de tine. Kitty la Film Fest a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Festivalul de film de scurtmetraj în aer liber a avut loc în Palatul Dendrologic, pe malul lacului Chitila, lângă singura rezervație de nuferi din zona de sud a României. Se propune o alternativă la cinematograful clasic, accesibilă tuturor iubitorilor de film, aducând în fața publicului curentele cinema nou apărute, dar și capodopere care au marcat istoria filmului românesc. La Festivalul de Film de Scurtmetraj din acest an au fost prezentate în concurs 6 filme documentare și 10 filme de ficțiune. Bună ziua, știu că sunteți la cea de-a 11-a ediție a Filmfestului de aici din Chitila. În primul rând, felicitări și aș vrea să-mi descrieți puțin ce se va întâmpla astăzi, pe lângă faptul că vor fi urmărite scurtmetraje și mai multe filme. Este o nouă ediție a Chitila Filmfest. O idee care a fost fericită, se pare, dacă are atâta continuitate peste timp. Ne-a venit ideea atunci pentru că am creat acest minunat parc și este foarte apreciat de către toți cetățenii orașului și nu numai. Sunt mulți din București care vin aici și își petrec timpul liber. Și am spus de ce nu, că peste tot se fac festivaluri de film în interior, în case de cultură. Am spus, hai să încercăm să facem în aer liber, să vedem dacă avem succes. Și se pare că am avut o idee bună. Și oamenii au venit în fiecare an, au participat, s-au bucurat de filmele prezentate și de petrecerea unui timp de calitate în aer liber. Sunt prezenți mulți doritori de film. Este un festival în care vom avea 10 filme documentare de scurtmetraj și 10 filme de ficțiune. Chitila Film Fest reprezintă o alternativă la cinematograful clasic, accesibilă tuturor cinefililor care își doresc să savureze originalitatea subiectelor și forța imaginilor ecranizărilor ce rulează într-o atmosferă de toamnă pe malul lacului Chitila. Acest eveniment cultural încurajează curentele cinematografice nou apărute, dând credit noii generații de cineaști români, fiind un festival al viziunilor proaspete și pline de imaginație, dar și un expozant al celor mai importante filme românești, capodopere cinematografice care au marcat istoria filmului autohton și nu numai. Mă simt bine și am venit pentru că am auzit că e un spectacol cu umbre. Ai o pasiune pentru filme în general? Da, în special filmele SF. De ce îți plac atât de mult filmele SF? Pentru că folosesc CGI-uri și niște efecte speciale care pe noi ne uimesc într-un fel. Suntem foarte distrați astăzi. Da. De la prima ora dimineții a început așa și nici când ne mai pasă dacă mai e frig sau nu afară, dar parcă am fi curioși să știm. Da, să știm. Am știut cum am venit aici, cu greu și cu căldură în mașină, dar să știm măcar cum plecăm de aici. Bună dimineața din nou, Romina! Bună dimineața din nou, dragilor! Ei bine, toamna așa a intrat pe deplin în drepturi, pentru că vremea se menține rece în cele mai multe regiuni din țară. Temperaturile sunt mai scăzute decât cele normale. Ei bine, cerul va fi variabil cu unele norări pe tot parcursul zilei, în zonele montane și submontane, dar în vest, în nord-vest și în centru vor fi ploi. Vântul va sufla slab și moderat, unele intensificări pe crestele montane. Valorile termice ale zilei vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade Celsius. În București va fi destul de friguț, cerul se menține variabil, dar vor fi unele înnorări după amiază și este posibil să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura aerului va fi de 20 de grade Celsius. Ei bine, mâine va fi în mare parte senin, vântul va sufla slab și moderat, valorile termice vor fi cuprinse între 8 și 21 de grade Celsius. Poi mâine temperatura aerului se mai încălzește, astfel vor fi 22 de grade Celsius, vântul va sufla slab și moderat, iar rafalele vor atinge 10-15 km pe oră. La munte găsim vreme rece, temperaturile continuă să scadă, iar în majoritatea masivelor vor fi ploi locale. La altitudini mari o să ningă sau o să cadă lapoviță, vântul are intensificări, iar pe creste suflă cu viteze de peste 70 de km pe oră. Valorile termice vor fi cuprinse între 9 și 14 grade Celsius.
pe litoral vremea se menține în general frumoasă, se mai adună nori și vor fi șanse de averse, iar maxima va fi de 19 grade Celsius în Constanța. În celelalte stațiuni, temperaturile mai scad puțin. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare. Îți mulțumim tare mult, Romina, pentru informațiile despre vreme. Cu... Mă feresc de Valentin. Tocmai, știți, faza aia clasică cu genunchiul, te duci în spatele aia, exact. Era să nu mai fiu la cadru în această dimineață. N-a fost nimic pe cameră, n-a fost nimic pe post. N-am nicio dovadă până la urmă, dar aș vrea să știu ce ne spune Olivia despre asta, pentru că s-ar putea să zică ea ceva despre un război între rac și fecioară și atunci se leagă. Să ne strămoie genunchii pe bune de la ce se spune de la Olivia de acolo. Hai să aflăm. Bună dimineața! Berbecii se gândesc la o reconfigurare a planurilor de viitor. Și asta nu pentru că renunță la ce își doresc, cât mai degrabă pentru că au înțeles ce este cu adevărat important pentru ei. Taurii regândesc în schimb obiectivele profesionale. Și pentru ei este mai clar acum care este drumul lor și cu cine sunt dispuși să meargă pe el. Gemenii sunt pe cale să facă pace cu un trecut care i-a bântuit în ultimii 2 ani și pe care cu greu au putut să-l accepte. Racii sunt prezenți la datorie și se concentrează să nu rateze orice discuție sau acțiune care le pune în evidență calitățile de lideri. Lei fac ce fac și ajung iar în acel punct în care au un adversar cu care să se contreze. Demonstrativi cum sunt, nu se lasă până nu oferă sau obțin dovezile de care au nevoie. Fecioarele au parte de multă libertate de mișcare. Mintea le merge brici, discuțiile la fel și au multe idei despre cum să facă bani. Balanțele primesc mesaje prin diferite căi de comunicare, oameni, vise, cărți. Pe orice canal ar veni, se dovedesc a fi informații prețioase. Scorpionii se detașează de resentimente și anxietăți care le amenință viitorul. Descoperă acum că au mai multe resurse la dispoziția lor decât credeau până acum. Săgetătorii primesc vești bune la serviciu. Nativii chiar pot fi solicitați să ofere un mic ajutor cu talentul lor născut. Capricornii își refac o listă de obiective pe termen lung și umblă puțin și la strategia prin care să le atingă. Nu este exclus să înceapă o specializare care să-i ajute în acest sens. Vărsătorii au parte de o zi bună, așa cum arată o zi bună pentru ei. Să facă ce vor, în funcție de chef și mai puțin să facă ce vor alții. Le iese. Peștii simt nevoia să stea cu ei înșiși și să-și găsească inspirația de care au nevoie pentru a duce la bun sfârșit o activitate care pare că nu se mai termină. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Ați urmărit câteva imagini din spectacolul Cum poate fi asta, iubire, spectacol care se află în stagiunea 2022-2023 a Teatrului Indart. Povestim mai multe alături de actor, scriitor, Bogdan Gagu. Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând, regizor. Regizor. Regizor, directorul Teatrului Indart. Iar treaba cu scriitorul și cu actorul... Sunt au bonus venit, pentru acest context? Da, sunt bonus. Cum reușești să te organizezi, având în vedere că reprezinți teatrul din perspectiva directorului, dar și scrii și joci? Sunt multe lucruri adunate una după cealaltă. Da, dar nu... Ele au venit treptat. În primul rând, sunt directorul teatrului de 17 ani de zile. Ca dramaturg, bine, nu mă consider chiar dramaturg, ca scriitor... Am revenit acum 2 ani de zile când a început pandemia și trebuia să-mi încarc timpul cu ceva, plus frustrările
care au fost datorită inactivității. Iar ca actor, da, am revenit anul ăsta în spectacolul Cum poate fi asta iubire, după 13 ani de zile în care eu nu am mai fost pe scenă. Ce transmite această piesă? Piesa e unul din textele scrise de mine. E despre zbaterea unui bărbat între pierderea soției, care moare de cancer și care se luptă cu această boală, și alegerea altcuiva pentru a merge mai departe în viață. Doar că lucrurile nu sunt așa cum și le dorește el și că una peste alta, până la urmă, iubirea pentru cea care a fost alături atâția ani de zile îl macină foarte tare. Iar finalul, trebuie să vedeți piesa. Nu putem da spoiler. E o problematică aparte aceasta și cred că sunt puțini scriitori care au abordat tema în sine, cred că și din punct de vedere psihologic. Nu știu să se fi scris foarte mult despre noțiunea asta de pierdere și mai cu seamă despre noțiunea de iubire, dacă ea se termină odată cu trecerea în neființa unei persoane, pentru că omul respectiv nu ți-a dat vreodată papucii, ci doar ți-a fost răpit din viața ta. Da, da. Asta am încercat să mă axez în text și implicit în spectacol, în ideea în care nu am vorbit foarte mult despre boala în sine, pentru că despre asta poate să vorbească alții mult mai bine, dar am încercat să văd din perspectiva lui care sunt zbaterile și ce se poate întâmpla și ce se întâmplă în acele momente. Dar da, o boală de genul ăsta te face foarte mult să te apropii de persoana iubită, mult mai mult decât orice altceva. Și cred că și în public, cu siguranță, vor fi oameni care au trecut poate prin situații asemănătoare și se vor regăsi cumva în ceea ce puneți voi pe scenă acolo. Da, noi îl jucăm spectacolul de, cred că, de 9 luni de zile. Într-adevăr, au fost foarte mulți care s-au regăsit. Am vorbit cu foarte mulți oameni care, într-un fel sau altul, au trecut prin această experiență. Și da, e destul de provocator spectacolul. Dar în același timp, teatrul în sine trebuie să vină și cu un mesaj și să educe, într-un fel sau altul, publicul, pentru că trebuie să explorăm. Nu totul e doar comedie, nu totul e doar să vedem cancanuri sau să vedem niște drame duse într-o extremă fictivă, ci să vedem în context actual ce înseamnă niște problematici și niște problematici una peste alta pentru noi aici, în România, reale. Da. Despre asta scriu eu în general, despre problematici actuale de la noi din țară. Cred că acest spectacol face parte din actualitatea fiecăruia dintre noi, dincolo de boală, moarte sau pierdere, pentru că avem tendința câteodată, fiind în relații de lungă durată, să-l uităm pe cel de lângă noi, să-l considerăm o extensie a sinelui, fără să-i mai acordăm o atenție individuală. El e acolo și atât. Și uităm să petrecem timp de calitate. Cred că acest episod pe care îl descrii, în care din cauza bolii cei doi se apropie, poate să fie privit și ca datorită bolii, pentru că, în esență, timpul lor scurt de altfel e calitativ, ceea ce noi uităm să facem. Poate așa, că pleacă oameni din sala de spectacol și fac lucrurile altfel, ies din ritmul acela și poate că nu mai iau un taxi până acasă, ci se plimbă până acasă să petreacă timpul ăla împreună. Da. Și să-și pună niște întrebări. Că ăsta e lucrul cel mai important. În ultimele spectacole pe care noi la teatru le-am făcut în ultimii 2-3 ani de zile, am încercat să abordăm niște teme actuale de la care publicul să plece cu foarte multe întrebări. Nu dăm răspunsuri, pentru că nici noi nu le știm și nu putem să zicem, ok, despre asta e vorba, așa trebuie să faceți. Nu, totul depinde de fiecare în parte. Dar atâta timp cât publicul poate să plece cu niște întrebări care țin de viață, de relație, de iubire, atunci eu mă declar mulțumit și am speranța și am pentru ce să merg mai departe. Să plece oamenii cu o lecție efectiv, să rămână cu ceva în cap, da, care se transpună și în comportamentul lor mai apoi. Cred că asta e cel mai important. Da, aici. Evoluție. Fiecare om are
sau ar fi bine să aibă dorința să evolueze, să fie el mai bun ca el. Nu ne comparăm, nu suntem în competiție unul cu celălalt, pentru că asta ne macină dacă am fi într-o competiție. Dar dacă suntem noi cu noi și noi ne dorim ca noi să evoluăm, să fim mai buni în fiecare zi, nu pentru ceilalți, ci pentru noi. Pentru noi. Atunci lucrurile se vor așeza mult mai frumos. Am considerat tot timpul că teatru e o ieșire din pasivitate, pentru că până ajungi în sala de spectacol e doar altceva din agenda ta pe care trebuie să-l bifezi. Ai luat bilet și chiar dacă n-ai sau nu chef în seara, ai plătit biletul și trebuie să te duci. Da. Dar când ieși din sala de spectacol, ești cu totul renăscut. Așa am impresia de cele mai multe ori. Și dacă, să presupunem, cineva nu știe că tu ai scris și textul, dincolo de faptul că joci în acest spectacol, vine la tine și are acest curaj nemăsurat să-ți povestească experiența lui. Până în acest punct, te-a impresionat ceva din ce ai auzit ca reacție la spectacol? Da, am avut o discuție cu cineva de curând care a trecut prin pierderea soției după o luptă de 10 ani de zile. Am reușit în momentul ăla, discutând cu el, să realizez cât de aproape am fost de povestea lui. Ceea ce a făcut să mi se ridice părul pe mine, pentru că, ok, e o ficțiune, plecând de la niște realități pe care, niște cercetări pe care le aveam și discuții în stânga și în dreapta. Dar discuția cu omul ăsta m-a frapat extraordinar, pentru că de când a murit soția lui sunt 7-8 ani de zile, dar el e tot acolo. E tot acolo. Nu neapărat că își dorește să depășească momentul, pentru că până l-a depășit într-un fel sau altul. Viața merge înainte, își vede de alte lucruri, doar că își dorește să păstreze vie iubirea. Nu neapărat amintirea persoanei, ci amintirea iubirii care a existat între ei doi și care în acele momente, în acei ani de luptă împreună, a atins niște cote extraordinare. Îți mulțumim că astăzi ai venit cu atât de mult curaj să vorbești despre acest spectacol și îți doresc să treacă pragul Teatrului Indar cât mai mulți oameni care să vadă nu doar acest spectacol, dar și celelalte pe care poate să intre pe site, pe indart.ro, să vadă programul, să vadă unde jucăm, că jucăm în mai multe locații în această stagiune. De acolo poate să-și ia bilete, Instagram, invităm Facebook. Cu mare drag. Da, și mulțumim să ne revedem. Mulțumim. Fugim repede, repejor, într-o scurtă pauză de publicitate, dar revenim negreșit, așa că rămâneți alături de noi.